Salutare prieteni, sunt la Brand George și azi v-am pregătit un video și anume 5 mituri în culturism și în fitness. Am întâlnit foarte multe persoane care sunt foarte dezorientate din cauza acestor mituri. Astăzi o să vedeți 5 mituri pe care cum pare eu că le-ați auzit și poate și le-ați experimentat. Mitul numărul 1. Dacă iei suplimente, nu ești natural. Am auzit foarte multe persoane care zic, gata, ai luat suplimente, nu ești natural. Nu e adevărat, deoarece suplimentele și steroizii sunt chestii diferite și au efecte diferite. Deci dacă iei o proteină sau o creatină, n-ai nicio treabă, ești tot natural. Dacă ai luat steroizi, s-a schimbat treaba. Mitul numărul 2. Dacă mănânci mai târziu de ora 6, te vei îngrașa. Nu e adevărat. Am auzit foarte multe persoane, gata, a trecut ora 6, nu mai mănânc. Nu e bine să faci așa ceva, deoarece nu trebuie să arătezi cele 3 mese, dacă ai mâncat 2, corpul nu prea are de unde să ia fibrele, mineralele, proteinele, carbohidrații din mâncare. Și dacă tu nu-i dai așa ceva, corpul o să sufere. Și după câțiva ani, o să suferi și tu. Deci, poți să mănânci și după ora 6. Dacă știi ce să mănânci, n-ai treabă. Dacă mănânci fast food și zei shawarma și kebab, normal că o să te îngrași. Mitul numărul 3. Trebuie să mă îngrași prima oară după să merg la sală. Cea mai greșită chestie pe care am auzit-o, mi-au zis chiar și mie când am început să fac sală, că eram foarte slab și omule, du-te și îngrașă-te și după te duci la sală. Și am încercat asta și n-am mers. Deci, nu e adevărată chestia asta, de ce să te îngrași și după să te chinui să slăbești? Nu o să ajungi nicăieri. Mai bine, mănânci ca lumea. Ce trebuie? Îți iei toate proteinele, carbohidrații, mineralele și vitaminele din mâncare. Te antrenezi, dormi și din nou tot așa. Și o să vezi că o să ai rezultate. Mitul numărul 4. Dacă nu iei suplimente, nu vei avea rezultate. Nu e adevărat. Dacă mănânci tot ce îți trebuie și dai corpului toate proteinele și toate necesare pentru a se dezvolta, nici nu prea ai nevoie de suplimente. Dacă nu ai bani, nu e nicio problemă. Poți să mănânci. Sunt tot feluri de alimente și tot feluri de mâncăruri pentru care te ajută să crești masă musculară sau să slăbești. Și nu e adevărată chestia, dacă nu e suplimente, nu ai rezultat. Și ultimul mit, mitul numărul 5, dacă transpiri, slăbești. Am auzit multe persoane, mi-au zis, merg, alerg jumătate de oră, transpir tare și slăbești. Nu e adevărat. Deoarece slăbitul și transpirația sunt chestii diferite. Tu transpiri deoarece faci efort și corpul se încălzește. Și poate apa din corp. Deci, n-are nicio treabă. Ca să slăbești, trebuie să mănânci foarte bună mâncare, adică alimente, mai multe legume. Mai multe. Și acestea au fost mitul. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă vreți să mai fac video ori ceva de genul, dați-mi un comentariu. Și nu uitați să dați un like, să dați un share la acest video ca să se aboneze și alți oameni la canalul meu.